Bună dimineața, dragii mei, și mă bucur să ne revedem aici la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. E friguț afară, nu ca ieri dimineață, dar e friguț afară. Am răzuit parbrizul în această dimineață, iar cei care vă pregătiți să plecați la serviciu, să știți că va trebui să vă luați hăinuțe mai grosuțe. Nu era încă ceață, dar s-ar putea să avem surpriza, așa cum am avut ieri, și pe când să ne pregătim să ieșim, să fie totul îmbrăcat într-un abur de chiciuri, așa s-a spus ieri, parcă începuse așa peisajul să ia o aură de poveste. Dragii mei, iarna încă nu chiar s-a instalat, adică nu avem parte de zăpadă încă. Povesteam ieri cu Cori, bună dimineața Cori, și o salut, pachetam niște hăinuțe și ziceam, le punem că-s de vară. Nu știu dacă mai le punem deoparte, că azi mâine trecem din nou la sandale. Adică parcă nici vremurile nu mai sunt cum au fost, mereu spunem asta. De ce spun asta? Nu știu, parcă ne-am schimbat sau poate nu. Știți povestea aia cu conflictul dintre generații? Și noi l-am trăit, ăștia trecuți de prima tinerețe. Mi-aduc aminte că bunicii mei, Dumnezeu să-i odihnească, mereu spuneau, va fi vai șamar de capul vostru când veți fi la casa voastră. Nu știu dacă e chiar așa, s-a demonstrat că am reușit, dragii mei, să mergem în picioare și ea că ne apropiem de a doua tinerețe. Dar tinerii din ziua de astăzi parcă trăiesc alte vremuri. De ce trăiesc alte vremuri și cum gândesc tinerii din ziua de astăzi? Parcă îi rămâne așa o enigmă. Cei care ne urmăresc și îmi urmăresc pagina de Facebook, Insta, YouTube și așa mai departe, știu că eu am o altă părere și vreau să cred cu tărie că tinerii noștri de astăzi vor fi viitorul acestei frumoase țări, acestei frumoase planete până la urmă, și că vor găsi calea să răzbată, să ne demonstreze că dacă noi astăzi îi acuzăm, nu e așa, că ei ne vor demonstra că sunt o valoare și că vor reuși să răzbată. Avem și excepții de la regulă și știm cu toții asta, din păcate, dar parcă nu îi înțelegem pe tinerii din ziua de astăzi. Copilăria lor e un pic diferită față de a noastră, pentru că sunt mereu atacați din toate părțile de informație, poate prea multă informație, pe care ei nu reușesc să o așeze, să o aducă într-un echilibru. De-a lungul anilor, de când am venit în presă, am întâlnit un om. L-am văzut mereu acolo lângă tineri. Asta m-a impresionat. Și mereu am avut eu așa o dorință să-l întreb cum reușește domnia sa să ajungă la sufletul tinerilor, pentru că tinerii se strâng în jurul lui și cumva îi cer sfatul sau poate nu. Tocmai asta e ideea și l-am rugat pe Părintele Trifon să vină alături de noi în această dimineață și să povestim cum reușește domnia sa să ajungă la sufletul tinerilor, să-i adune. Bună dimineața, bună dimineața, părinte! Doamne ajută! Doamne ajută! Nu știu dacă este o rețetă și nici nu știu dacă reușesc până la urmă să ajung neapărat la sufletul lor. Cred că unul dintre lucrurile de bază, aș spune cel fundamental în relația cu tinerii, este să îi asculți. De cele mai multe ori noi ne-am obișnuit să le dăm lecții. Începând de la grădiniță, școala primară, gimnaziu, liceu, facultate, după aceea și când intră, hai să spunem, în viață, ne simțim datori doar să le dăm lecții. Fă așa, nu fă așa. Asta e bine, nu e bine. Și așa mai departe. Și la un moment dat se simt sufocați de toate lecțiile astea pe care încercăm să le servim, ca și cum am fi obligatoriu deținătorii adevărului. Iar la centrul de tineret Ortocafe, care are deja o tradiție de
nu știu, 7-8 ani în Deva, am încercat altceva. Asta după ce am făcut, ca să spun așa, muncă de teren. Preasfințitul Gurie, vrednicul de pomenire, Dumnezeu să-l odihnească, când m-a chemat în, hai să spunem, aparatul centrului eparhial, mi-a spus vreau ca într-un an, doi de zile să-mi prezinți așa o concluzie, cam ce așteptări au tinerii, dincolo de așteptările pe care le avem noi de la ei. Și vreo 2 ani de zile am colindat județul ăsta prin liceu, e adevărat, pentru că la liceu este vârsta cumva a deciziilor, a împotrivirilor, a conflictelor. Și intram la orele de religie, fiind inspector eparhial pe tema asta, intram la orele de religie, unii diriginți mă cheamau și la orele de dirigenție. Mă duceam cu chitara sau cu clapa, povesteam, mai cântam și după toată excursia asta de aproape 2 ani de zile, am ajuns la această concluzie. Au mare nevoie să fie ascultați. În momentul în care mergeam și le spuneam, astăzi vom vorbi despre... Erau destul de sceptici, mai scoteau telefonul, mai... Dar în momentul în care spuneam, vă rog să-mi puneți întrebări, orice fel de întrebare, din orice domeniu, absolut aleator, dintr-o dată, atenția lor era captată. Și atunci am spus preasfințitului Gurie, mie mi se pare că asta e problema principală, nimeni nu-i ascultă. Și preasfințitul a zis, bine, vom crea un centru de tineret în care ei să fie ascultați în primul rând. Și de asta și cred că merge bine încă acest centru de tineret, pentru că acolo sau pe acolo, la conducerea lor, sau mă rog, având în responsabilitate centrul, s-au perindat oameni care au știut să-i asculte. Unul dintre ei este preot, o doamnă este acum administrator de grădiniță, dar ideea este că toți cei ce au trecut prin Ortocafe au știut să se aplece către ei. Un exemplu foarte frumos este părintele Radu Scânteie, care acum este preot slujitor la catedrala din Hunedoara, cel pe care copiii tineri îl numesc padre, într-un mod foarte familiar, pentru că el niciodată nu s-a dus către ei, cum să vă spun, din postura de preot, de om care le servește lecții morale și așa mai departe, ci s-a amestecat efectiv în jocul lor. Table, șah, ping-pong, tot ce se întâmplă acolo, iar la jocurile acestea se înfiripau discuțiile și mai ales tinerii își deschideau inima. Uite, eu gândesc așa, eu am problema asta. Și a știut cumva să intre la inima lor. E un exemplu de bună practică, dacă pot să spun așa. Mai există centre de tineret în țară, că noi ne întâlnim, hai să spunem, lucrătorii din cadrul bisericii cu tinerii și toată lumea mă întreabă care a fost proiectul, să le dau proiectul de Ortocafe. Și am spus, nu este niciun proiect. Nu am așa o chestie, obiective specifice, obiective, nu știu, de care cerințe, așteptări, ci pur și simplu este un spațiu în care tinerii se întâlnesc și în care să se simtă bine, confortabil, să nu se simtă încorsetați de nicio constrângere exterioară și de niciun fel de constrângere. Și ei atunci învață și bunul simț. Și până la urmă, ideea de bază este să învețe să fie oameni și să aibă o conștiință, din punctul meu de vedere, hristică. Să se raporteze la Hristos ca la cel care este coordonatorul, dacă pot să spun așa, vieților. Cu bune, cu rele, cu mici și cu mari. Mi s-a părut, noi am trecut pe la Ortocafe, da, în drumurile noastre. Am avut acolo, te aștepți când... Eu personal, când te gândești că e ceva... Al bisericii. Da. Te gândești, am totuși o vârstă și fără răutate în suflet, te gândești că cineva te ia de ureche, adică intri cumva sfiit că venim dintr-o altă școală. Am găsit acolo atâta înțelegere și atâta... o largă bună cuvință, nu știu dacă sunt bune cuvintele alese așa bine. Așa e. Copiii învață să iubească acolo cu adevărat. Că învață fără să-și ia notițe. Adică așa ca o ucenicie până la urmă.
În cadrul centrului s-a creat, ei au venit cu ideea, s-a creat un club de voluntariat. Acum este coordonat de un tânăr pe numele lui Alexandru Boldor. A rămas cumva responsabilul, ca să zic așa, pe Ortocafe. El a început acolo, în timpul liceului, de la 15 ani a fost acolo, a crescut acolo, a stat acolo cumva alături și în timpul facultății, a terminat facultatea, lucrează undeva la, într-un ONG care se ocupă, cred că tot de cultură tineri, și vine acolo și face cu ei activități, dar cum să vă spun, nu impuse. Acolo totdeauna există un flipchart și e un brainstorming de fiecare dată când au ședință. Ce am putea face? Ce ați vrea să facem? Asta. Și dacă vine de la ei, atunci se și mobilizează. Asta este, cred, marele skepsis. Pentru că în momentul în care mă duc eu și spun, astăzi vom face asta, dacă nu este pe inima lor, nu se mobilizează. Deci, vă dau un exemplu foarte clar. În fiecare primăvară organizez la Deva Marșul pentru Viață. Au perceput de la început chestia asta ca pe un marș, aș spune, anti-avort. Dar nu e vorba despre asta. De așa l-au perceput. Și abia se adunau cu chiu, cu vai, cu eu plec, eu n-am timp, eu sunt ocupat. Când au înțeles că, de fapt, acolo este o mărturisire de credință, o mărturisire că noi iubim viața și nu altceva, nu e o lecție de morală sau o luptă cu cineva, atunci au venit din proprie inițiativă. Haide, mergem la marș. Gata, îl trecem pe flipchart. Se duc. Duc, strâng ajutoare, cadouri pentru copii și bunici, îi împart pe la centrele de, nu știu, găsesc de fiecare dată multe lucruri bune de făcut. Au făcut ei înșiși, bine, eu le semnez ca și coordonator parteneriatele, dar ei se ocupă de ele, cu Crucea Roșie, cu Biblioteca Județeană, cu muzeul, cu toate instituțiile astea care cumva sunt implicate în educație. Și n-a venit din exterior cerința, ci de la ei, din interior. Haide să mergem către. Și da, în ceea ce privește biserica, poate că nu sunt neapărat niște tineri practicanți. Poate încă n-au ajuns la conștiința că prezența la liturghie este un lucru benefic, nu este un timp pierdut duminica. Însă, trebuie să vă spun că în programul lor pe care și l-au stabilit, în fiecare săptămână au cafeheze, îi spune, adică o cateheză pe care o ține padre, referitor la Evanghelie, mai vin 2-3 părinți, tot așa care reușesc să intre în mintea lor și le fac tot felul de discuții, seminarii biblice, dar în fiecare seară sau fiecare seară a lor se termină cu acatistul Sfântului Nicolae. Au ales, adică așa am ales să fie Sfântul Nicolae patronul spiritual al centrului Ortocafe și atunci de la ei a venit în fiecare seară citim acatistul Sfântului Nicolae. Nu stau toți, evident, pentru că nu toți au, să spunem, dezvoltarea duhovnicească necesară. Dar stau 2, 3, 5, într-altă seară 15, depinde de... Important este că se face și că împletesc, ca să spun așa, viața comunitară, viața de prietenie, viața de relație interumană cu viața de rugăciune, cu viața duhovnicească. Și, până la urmă, asta este un mare câștig pentru cei care merg acolo. E adevărat, eu cred și mi s-a confirmat, tinerii de astăzi zilele sunt eu ăsta e cuvântul, sunt neapreciați, da, la adevărata lor valoare și avem pretenții prea mari, da, de la, da, ei. Tot timpul așteptări. Dacă merg să se angajeze într-o firmă, ești prea tânăr, n-ai experiență, ești dat la o parte. Acasă ți se spune, ești prea tânăr, dar ar trebui să înveți să faci cu tare lucru. Dacă merg la o bancă și vor să plece în viață, păi nu poți primi un împrumut pentru că ești prea tânăr și nu ai garanții. De fapt, drumurile dumneavoastră, că nu sunt ascultați, asta am înțeles și sunt convinsă că e așa. Dar din drumurile dumneavoastră vin, probabil că parte din ei au învățat să se împărtășească, au mai mult curaj decât noi ăștia crescuți în vremea ceaușistă și nu merge la părintele că așa am învățat, că ferească Dumnezeu, e rușine să mergem să spunem la părintele ce am învățat. Eu sunt o,
o creație a acestui regim și cu foarte mare greutate îmi trec anumite frici. Și atunci mă pun în pielea acestor tineri care au acces la o grămadă de lucruri care nu sunt pe placul lui Dumnezeu până la urmă și sunt împotriva celor 10 porunci. Ei vin cu o altă deschidere spre o față bisericească. Parcă sunt mai deschiși da, decât mai deschiși, noi. Dar, repet, depinde de fața bisericească. Încă nu reușesc și e foarte complicat și pentru adult, pentru un om matur și trecut, hai să spunem așa, prin experiența bisericii. E foarte greu să te apropii de cineva care nu-ți inspiră încredere. Și atunci, nu orice preot care intră acolo va și avea succes cu ei. De asta spun că trebuie să fii foarte abil să intri în mintea lor. Asta e cheia. Da, după părintele Radu Scânteie vor merge unde va fi el. Și mai sunt părinți, după care vor merge. Ei consideră un fel de lideri spirituali. Și e foarte bine că îi consideră așa, pentru că marea majoritate, acum trec prin această experiență un pic neplăcută, la parohia unde am fost numit de puțin timp, de vreo 3 luni de zile, trec prin această experiență a omului adult care vine la biserică și nu știe de ce vine. Și pentru care preotul este un furnizor de servicii religioase. Și nu este un părinte spiritual, nu este un lider care să îl îndrume pe calea duhovnicească. Ori, până la urmă, viața duhovnicească asta înseamnă. Presupune o filiație. Părintele meu duhovnicesc. Mă raportez el ca la un părinte. Nu ca la un preot care mă ceartă că mai știu eu ce fac, ci ca la un părinte, la un tată care mă învață ce trebuie să fac și mă corectează atunci când greșesc. Și dacă vin din această perspectivă, atunci da, e o altă deschidere. Dar, repet, trebuie să fie omul pentru care ei să aibă această afinitate. Ar trebui să învățăm, e o întrebare, n-am început bine, da. Ar trebui să învățăm că preotul e prietenul nostru? Exact. După cum ar trebui să învățăm că Dumnezeu e prietenul, asta în primul rând. Vedeți, marea majoritate a creștinului, și mi-e greu să o spun, dar o să o spun, în unele părți ale țării, există o ortodoxie de tip mult mai riguros, zic ei, că e mult mai riguros și mai apropiat de adevărul, hai să spunem, experiențelor de început ale ortodoxiei. Și acolo omul îl percepe pe Dumnezeu ca pe un judecător. În primul rând ca pe un contabil care stă și îmi scrie bunele și relele și pe urmă mă judecă pentru rele. Și trăiesc toată viața, anumiți oameni, nu toți, cu frica de Dumnezeu. Ori frica de Dumnezeu nu este aia că mă pedepsește, că mă bate, că cine știe ce îmi face. Am făcut un păcat și acum copiii mei o să sufere. Există o anumită înțelegere și un anumit adevăr și în această, hai să spunem, idee. Dar frica de Dumnezeu ar trebui să însemne frica de a nu-L supăra pe Dumnezeu, așa cum este frica de un părinte. Da, sunt și părinți care te znopesc și te rup cu bătaia că, bai, ce ai făcut? Dar tot te iubesc. Da, tot te iubesc. Dar, în primul rând, un copil căruia e frică de tată ar trebui să fie frică de a nu-l supăra sau de mamă, de a nu-l face de rușine, de a nu-l face de râs, de a se comporta astfel încât părintele să fie mulțumit, mândru de el. Asta ar trebui să fie relația și în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Da, mi-e frică să nu-l supăr pe Dumnezeu, că mi-a dat atâtea. Mi-a dat viața, mi-a dat mintea, inteligența, profesia, eu știu, familia, toate sunt cumva un dar al lui Dumnezeu. Și atunci îl mulțumesc pe Dumnezeu împlinind poruncile lui. Frica de el este să nu-l supăr și ca să-l pot mulțumi pentru darurile pe care mi le-a dat. Ori o mare parte a creștinului ortodox are impresia că Dumnezeu e judecătorul care mă pune la colț. Ai făcut, pac, te-am trântit. Și atunci și preotul ar trebui să fie perceput ca pe un reprezentant. Hristos, când i-a trimis pe apostoli în lume, le-a spus așa, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Apostolii, la rândul lor, au hirotonit episcopi, preoți, și această succesiune apostolică, iată, este de peste 2000 de ani. Dar nu le-a spus, puneți-i la zid, construiți clădiri și mai știu eu ce. Ne-am luat noi cumva niște lucruri care... Da, trebuie și acelea, dar misiunea de bază a preotului investit,
hai să spunem, prin această succesiune apostolică de la Hristos însuși, este de a învăța. De a învăța pe oameni adevărul, de a învăța calea către mântuire. Și după aceea vine partea a doua de a le sfinți viețile, că asta înseamnă botezându-i. Intri în viața creștină prin botez și pe urmă preotul prin tainele bisericii te ajută să-ți sfințești viața. Dacă îl percepi așa ca pe un prieten, pentru că pe Dumnezeu îl percep ca un prieten și atunci și pe reprezentantul Domnului îl percep ca pe un prieten, viața ta duhovnicească devine firească, nu mai devine o constrângere, nu mai este o obligație. Vă spun că mă confrunt, da? E post, trebuie să merg să mă spovedesc, să mă împărtășesc, că dacă nu, e jale mare. Nu e nicio jale dacă tu nu simți lucrul ăsta. Da? Cine nu se împărtășește, intră mult mai greu în împărăție. Asta e de... Hristos a spus-o, tot ce se întâmplă în biserică este o reflectare a spuselor lui Hristos din Evanghelie. Cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are parte de mine. Bun, eu vreau să am parte de Hristos și în viața asta și în cealaltă. Atunci vreau să mănânc trupul lui și să beau sângele lui. Ca să ajung la acest lucru, trebuie să am o anumită conduită în viață. Să las, încerc să las în urmă asperitățile, burienile, sufletului, păcatele și atunci trec prin spovedanie, care nu este o judecată și o punere la zid, ci este mai degrabă o consultație duhovnicească și care mi oferă la final un tratament duhovnicesc. Dacă am încercat să înțeleg, asta încercăm să le explicăm celor tineri și nu numai. Și să știți că tineri, vorba patriarhului Daniel, mi-a plăcut foarte mult gândul ăsta și vorba aceasta. Nu există oameni bătrâni, există tineri de diferite vârste, pentru că sufletul nu îmbătrânește niciodată. Niciodată. Da, îmbătrânim noi, că asta e firescul nostru, ne degradăm, din ceva trebuie să încheiem viața asta. Dar sufletul nu îmbătrânește. Dimpotrivă, aș putea spune că pentru omul care ajunge să cunoască și să trăiască în înțelepciunea lui Dumnezeu, sufletul întinerește. Într-unul din psalmii de la Utrenie se spune așa: înnoise vor tinerețile tale ca ale vulturului. Și mult timp m-am gândit ce Dumnezeu înseamnă asta, cum se înnoiesc tinerețile noastre ca ale vulturului. Și am ajuns, mi-a căzut în mână o carte, un roman catehetic extraordinar de bine scris, maestru Cornel Ciomâzgă, 3 cărți a scris în viața lui, deși are o anumită vârstă, Lucrarea, Se întorc morții acasă și această carte, Apocalipsa, Why Not? Plecând de la niște povești adevărate, dar făcând o adevărată cateheză teologică, extraordinar de bine este scrisă cartea aceasta. Și acolo îmi explică foarte frumos, în gura unui pustnic, ce înseamnă. Nici eu n-am știut lucrul ăsta. Vulturul, la o anumită vârstă a maturității, își pierde capacitatea de a vâna, de a trăi. Cum? Îi crește ciocul foarte mult, îi se încovoaie, nu mai poate mânca, este un chin. Penele îl jenează. Și atunci ce face vulturul? Își smulge penele, se duce undeva între stânci, își începe să-și smulgă penele care îl deranjează, care sunt deja foarte mari, nu mai zboară, nu se mai hrănește și după aceea are tăria de caracter, aș putea spune, să dea cu ciocul în stâncă până când se rupe și așteaptă după aceea cu minte, în suferință, lingându-și rănile, să-i crească un cioc nou și niște pene noi cu care își reia viața de vânătoare, de tot ceea ce înseamnă viața lui. Și alegoria este extraordinară. Omul care nu-și înnoiește tinerețile printr-o jertfă n-are cum să supraviețuiască duhovnicește. Cresc noi, sufletește vorbind, buruienile păcatelor. Nu ne mai putem hrăni duhovnicește cu trupul și sângele Domnului pentru că ciocul nostru s-a îngroșat, s-a încovoiat datorită multelor rele pe care le facem în viața aceasta. Și atunci îndemnul lui Dumnezeu este: înnoiește tinerețile ca ale vulturului, în sensul de a renunța, renunță la păcate, smulgeți confortul din tine care până la urmă nu-l simți, dar ajunge să te deranjeze. Nu te mai hrăni cu păcatele, cu viața, nu știu, trăită degeaba, că asta este semnificația, îți rup ciocul ca să nu mai te hrănești prost. Să-ți crească un cioc nou cu care să te hrănești bine. Și atunci, înnoirea aceasta a sufletului este cea care se obține printr-o viață duhovnicească. Unii o încep de la tinerețe. Alții o încep mai târziu. Nu este niciodată târziu. Pentru că știți, proverbul ăsta spune un adevăr: mai bine mai târziu decât niciodată. Și de asta vorba patriarhului mi-a plăcut foarte mult. Nu există oameni bătrâni, ci există tineri de diferite vârste, pentru că noi așa credem și așa mărturisim în tradiția noastră, în viața veșnică, după ce vom învia cu toții, vom fi cu toții ca de vârsta Mântuitorului la 33 de ani. Aia este
hai să spunem, starea corpului sau trupului nostru după înviere? Sunt așa fără cuvinte, că ceea ce se întâmplă foarte rar. Vreau să îi salutăm pe telespectatorii noștri. Da. Daniela Enea, bună dimineața. Bună, Daniela, mulțumim că ești alături de noi. Bună dimineața, o zi binecuvântată, cu multă sănătate, poftă bună la cafea tuturor. Vă pup cu mult drag, felicitări, stimă și respect pentru emisiune. Vă mulțumesc anticipat. Doamne ajută, Doamne ajută, doamna Adriana Furcă. Adrian Mureșan ne spune bună dimineața. Domnul Enea Vasile de la Hațegana, felicitări pentru spectacol. Chiar ne uitam la știri, foarte frumos ce ați făcut acolo. Bună dimineața. Viorel Tuhuț ne spune bună dimineața, Doamne ajută. Adrian Mureșan, Doamne ajută la toată lumea. O salutăm pe Diana Iordache de la la Hunedoara. Mulțumim, Diana, că ești alături de noi. Știm că tu ești alături de oamenii care au nevoie de oameni și că prin oameni Dumnezeu lucrează. Eu așa vreau să cred, că oamenii, nimic nu e întâmplător în viață, zic da. Eu, nu știu dacă greșesc. Și cred că Dumnezeu, eu cred, nu știu, n-am întrebat pe nimeni, e o părere proprie, o părere a mea personală, că Dumnezeu lucrează prin oameni și că oamenii care ne ajută sunt îngeri la care nu le vedem aripile, pentru că suntem orbiți, că ar trebui să le vedem până la urmă, dar ceva ne orbește. Și de foarte curând, după întoarcerea din călătorie, unde eu chiar l-am întâlnit, să spunem așa, pe Dumnezeu, pentru că am văzut cum m-a luat de mână la propriu și m-a adus înapoi acasă, și am plecat de la o viață destulătoare. Viața în străinătate e pe bani mulți și am fost apreciată și o spun și le mulțumesc oamenilor pe care i-am întâlnit acolo și mi-au dat încredere în mine și ei au fost trimiși Domnului, pentru că așa mi-am dat seama că trebuie să mă întorc acasă și să fac ceva aici. Dar eu poate spun un lucru rău acum. Mie nu mai mi-e frică de Dumnezeu. E un lucru bun, nu? Adică am descoperit în sufletul meu că nu trebuie să-mi fie frică de El, că El ne iartă, că orice am face, până la urmă, bine, Doamne ferește... Știți cum, iartă, dar nu trebuie să avem, cum să spun eu, să fiu bineînțeles, să nu... Mulți oameni trăiesc o viață de păcat în această idee. Las că mai fac și lucrul ăsta, că Dumnezeu mă iartă. Cândva o să fac și lucrurile bune. Dar în creștinism, în ortodoxie, avem o zicere. Ajută-mă, Doamne, să pun început bun. Început bun se pune în fiecare zi, în fiecare dimineață. Chiar dacă pe timpul zilei voi greși, ideea mea ar trebui să fie mâine pun un început bun. Și nu să fie, mai fac și lucrurile astea că sunt plăcute și mai vedem noi după aia că Dumnezeu e bun și mă iartă. Dar, într-adevăr, nu trebuie să avem frică de Dumnezeu. Nu trebuie să avem frică, repet, trebuie să avem doar acea teamă, dacă pot să spun, de a nu-L supăra. Teamă de a nu-L supăra și de a trăi așa cum El, până la urmă, El ne-a destinat, ne-a creat să trăim într-un anumit fel și ne-a destinat vieții veșnice. Noi ne-am îndepărtat de lucrul ăsta. Și atunci a venit Hristos în lume, că tot ne apropiem de sărbătoarea nașterii Domnului, a venit Hristos în lume ca să ne readucă pe calea cea adevărată, să ne dea puterea de a ne întoarce pe calea lui Dumnezeu. Pentru asta s-a făcut El om. Nu ca să dea mare că face minuni sau mai știu eu ce, ci pur și simplu să ne învețe, să împrumute firea noastră omenească, că de asta s-a făcut om în trup și carne și sânge, să împrumute firea noastră omenească și să ne transmită nouă firea sa dumnezeiască, celor care se botează și trăiesc în biserică. Este o împletire aici. Teologic vorbind, e complicat de înțeles. Dar ce trebuie să înțelegem, așa, la modul concret, practic, Hristos a venit pentru noi, pentru ca noi să ne facem Dumnezei, prin har, nu prin ființă. Ne suntem frați ai Lui prin har și copii ai Tatălui de asemenea prin har. Ori, într-o familie nu există frică, decât teama de a nu-și supăra frații și părinții. Să le arătăm iubire și respect, da, în primul da, rând. Da. Vreau să-l rog pe Rosi, bună dimineața, Rosi. Eu și Rosi zilele acestea am trăit adevărate miracole, le-am văzut cu ochii noștri, dorințele noastre s-au dus la cer,
și Dumnezeu ne-a arătat că încă o dată că nimic nu e întâmplător în viață, îl rog pe Rosti să ne pregătească un material care nu are legătură cu emisiunea de astăzi, dar este despre prieteni. Am fost la Ioana Bogdan ieri să ne luăm la revedere, pentru că se încheie anul și așa mi se pare corect să batem în ușa prietenilor cu ocazia sărbătorilor. Nu o să putem să facem asta în ultima zi din an sau înainte de Crăciun. Nu putem să fugim de la unii la alții, dar putem să o facem din timp, cu iubire și respect. Am venit la ritual să vedem ce se întâmplă acum în preajma sărbătorilor de iarnă, ce surprize mai au Ioana și Raul pentru noi. Bine v-am găsit, mă bucur că ne mai faceți încă o vizită anul ăsta. Noi, la noi miroase a cozonaci, miroase a plăcinte, miroase a prăjitură și miroase a tartă, pentru că ne pregătim pentru comenzile de Crăciun. Suntem aproape full cu comenzile pe ceea ce înseamnă pe partea de dulce, mai preluăm doar tarte și sushi pentru Crăciun și, bineînțeles, pentru anul nou, pentru că o să avem o perioadă închis imediat după Crăciun. O să deschidem vineri înainte de anul nou, dar doar ca să pregătim comenzile pentru clienții noștri, cărora le mulțumim că sunt alături de noi și anul acesta. Cum a fost acest an? A fost un an cu plin de provocări ca fiecare an, dar fiecare an ne face mai buni, mai puternici și, uite, așa ne simțim din ce în ce mai bine. Raul, cum a fost acest an 2023 pentru tine? Un an foarte greu, cu multe schimbări și cea mai importantă schimbare în bine este că am venit alături de Ioana să facem o treabă extraordinară. Ce plan ai pentru 2024? Sau ce dorință ai? Cea mai mare dorință, cred că fiecare o are și eu de altfel, să avem cât mai multă sănătate. Pentru că dacă avem sănătate, putem să facem orice. Și să, în al doilea rând, să avem cât mai multe comenzi și să bucurăm cât mai multă lume. O urare pentru cei care vă calcă casa în fiecare an aici, la ritual sau la sufertaș. Ce le urezi, ce le dorești? Le doresc multă sănătate și un Crăciun fericit alături de cei dragi. Ioana, cum a fost anul nepovestit? Care e dorința ta pentru anul care vine? Exact cum a spus Raul, să fim sănătoși. E foarte interesant că în urmă cu vreo 10 ani pe cine întrebam ce îți dorești, chiar și de zici de naștere îmi spunea să fiu sănătos și nu înțelegeam în vremea respectivă, nu înțelegeam ce e cu atâta sănătate. Am înaintat și eu în vârstă și am ajuns la concluzia că totuși sănătatea e cea mai importantă, pentru că dacă o avem, avem și energie să facem și să ducem la bun sfârșit toate planurile pe care le avem și, har Domnului, avem multe planuri, așa că ne bucurăm să încheiem un an și așteptăm cu forțe proaspete să începem un 2024 plin cu sănătate, cu echilibru pe toate planurile. Ce le urezi clienților tăi și colaboratorilor? Le mulțumesc în primul rând că ne sunt alături, că ne dau posibilitatea să creștem împreună și le urez să aibă echilibru pe toate planurile, multă sănătate și să nu uite că familia este cea mai importantă. Aici ne luăm la revedere de la Ioana și de la Raul, dragii mei, dar stați aproape. Noi vom fi aproape de ei, ne revedem după 8 ianuarie. Le călcăm pragul să vedem cum ne așteaptă în 2024. Exact, exact ce spuneam înainte de a vedea materialul, îi salutăm pe Raul și pe Ioana și le promitem să rămânem alături de ei și îi rugăm să rămână alături de noi. Mi-au plăcut cuvintele Ioanei. Echilibru, cred că e un cuvânt pe care ar trebui să-l învățăm în aceste zile și mai ales că ne apropiem de finalul 2023, urmează 2024, un an de foc pentru România. Vom reuși oare noi, românii, să găsim echilibru vreodată? Să știți că echilibrul se găsește pe măsură ce ne apropiem de Dumnezeu. Hristos ne-a lăsat calea de mijloc.
Asta înseamnă echilibru, calea de mijloc. Nici o extremă, nici una, nici alta. Nici, eu știu, exces de zel în anumite lucruri, nici de lăsare totală, dacă vorbim despre profesie sau despre, mă rog, activitățile noastre. Echilibru înseamnă, în primul rând, discernământ, înseamnă o înțelegere a lucrurilor ca să poți să-ți păstrezi echilibru. În teologie spunem și în viața duhovnicească spunem dreapta cugetare, adică gândul cel drept, și mai avem ceva, smerita cugetare. E foarte importantă. Vedeți, poate nu o să placă ce spun acum. O bună parte a psihologiei ne învață că trebuie crescută stima de sine, sinele trebuie să meargă până în tavan. Sinele, sinele, sinele. Hristos spune exact pe dos. Cel ce vrea să-mi urmeze mie, să se lepede de sine. Adică de ce sine? De ego ăla mare care ne ține învârtoșați în relațiile noastre interumane. Și să-i facem loc lui Hristos. Părintele Crăciun, Dumnezeu să-l odihnească, a fost duhovnicul nostru, duhovnicul duhovnicilor și ucenic al părintelui Arsenie Boca, un om cu viață cu adevărat sfântă, ne spunea așa, voi găsi în viață calea adevărată, echilibru, discernământul, în măsura în care îi fac loc lui Hristos în mine și eu ajung să gândesc precum gândea Hristos sau precum gândește Hristos. Să las deoparte iraționalitățile sau, dimpotrivă, poate argumentele mele care vin din sinele ăla pe care ni-l tot dezvoltăm. Pentru că în momentul în care sinele nostru ajunge în tavan, se va lovi de sinele celui de lângă mine și de sinele celui de-al treilea și o să fie o luptă de sineuri. De acolo vin conflictele, de acolo vin, aș spune, războaiele, de acolo vin toate. Din neînțelegerea aproapelui, din neiertarea aproapelui. În momentul în care încep să mă înțeleg pe mine însumi, sinele meu să coboare, să-i fac loc lui Hristos, gândirii evanghelice, voi avea ochi și înțelegere și pentru celălalt. Și atunci, până la urmă, asta a fost societatea ideală pe care a proiectat-o Hristos când s-a înălțat la cer. Și chiar a existat o perioadă, cu toate persecuțiile și toate minunile, credeți-mă, în biserica primară, toți trăiau la comun, dar nu în comunismul ăla pe care au vrut să ni-l vâre pe gât cu forța, ci efectiv trăiau la comun, mâncau în comun, problemele unuia erau problemele tuturor, rezolvarea se făcea împreună. În momentul în care cineva greșea, era primit cu blândețe și corectat de întreaga comunitate. E, lucrurile astea s-au pierdut în timp pentru că s-a pierdut apropierea de Dumnezeu. Și din nou sinele nostru, alimentat de rog, a ieșit așa și încearcă să iasă la suprafață și să crească. Și atunci noi de multe ori spunem cuvinte frumoase și ne creăm o imagine extraordinară, dar înăuntru nostru inima nu este conformă cu imaginea. Ori întoarcerea la origini, întoarcerea la Hristos, presupune în primul rând ca ceea ce povestesc să fie egal cu ceea ce trăiesc. Comportamentul meu să fie egal cu ceea ce vorbesc și asta nu se realizează decât în măsura în care îi fac loc lui Hristos în mine. La modul propriu, nu așa că bifez niște spovedanii, niște împărtășanii, un mers la biserică. Dacă doar le bifez și eu nu-mi transform viața, n-am făcut mare lucru. Să știți că pocăința, asta înseamnă, unii înțeleg pocăință, de mâine nu mai beau, nu mai fumez, nu mai fac aia, nu mai fac mai și gata, m-am pocăit. Pocăința înseamnă schimbarea minții. Termenul grecesc al pocăinței este metanoia, gândirea dincolo de mintea mea umană. Dincolo, trec dincolo într-o supra-raționalitate și gândesc cum gândește Hristos, aia e pocăința cea adevărată. Și clar, dacă ajung cumva măcar la începutul acela, la o mică performanță, lucrurile vor veni de la sine. Pentru că este așa cum ați zis, eu trebuie să pun un început, într-adevăr, trebuie să fie voia mea. Eu pun acest început, dar Hristos face restul. În rugăciunea Tatăl nostru, pe care o zicem și o repetăm și nu știu dacă înțelegem exact ce cerem acolo, zicem, vie împărăția ta, adică așteptăm împărăția cea veșnică, fie voia ta, dar de cele mai multe ori noi vrem voia noastră, fie voia ta, Doamne, dar cum vreau eu. Adică fă tu voia ta cu mine, dar ai grijă de ce-mi doresc. Și o singură condiție ne pune Hristos în Tatăl nostru. Și ne iartă nouă, precum și noi iertăm. Nu-i zicem și ne iubește precum și noi iubim. Nu fie voia ta precum vrem noi să fie. În schimb, la iertare ne pune această condiție. Ne iartă, noi ne rugăm lui, ne iartă precum și noi iertăm. Este principalul, hai să spunem, atu al omului care se aseamnă cu Dumnezeu. Să ierte precum Dumnezeu iartă. Foarte, foarte frumos spus, tac, pentru că
ceea ce spune părintele, eu încerc să transmit în fiecare zi, încerc să ajungem acolo, să conving măcar un om pe zi că iubirea de sine, dacă nu e cu echilibru, e cu egoism, dragii mei, să-mi fie mie bine. Și am spus-o și în acea dimineață, nu contează ce avem mâine, cât de curată e țara noastră, județul nostru, casa noastră, aruncăm afară gunoiul de pe geam, pentru că nouă să ne fie bine. Și facem din nou acel exercițiu, mâncăm un biscuite, luăm ambalajul, deschidem geamul și aruncăm afară. În mașină e curat, nu contează ce se întâmplă cu această planetă până la urmă, care e gazda noastră și care ne suportă de atâția ani. Dacă mi-o îngăduiți, aș vrea să dau un exemplu la ceea ce spuneți. Mă confrunt. De 3 luni de zile, biserica noastră administrează cimitirul de deasupra școlii 6. Și când am ajuns prima dată acolo, am găsit munți de gunoaie efectiv în tot felul de locuri. E adevărat, e greu accesibil, e în pantă, e bun. Am făcut cu eforturi mari curățenie măcar într-o parte a cimitirului. Și înainte de ziua, așa zis, a ziua morților, m-am dus și eu să văd cam ce se întâmplă. Mai multe familii făceau curat la propriul mormânt și aruncau gunoiul pe mormintele de lângă. Și m-am dus și am zis, vă rog, luați-le într-o pungă și le ducem afară, le punem în ceea ce avem noi acolo pentru gunoi. Și răspunsul știți care a fost? Păi ce, eu cu mine începeți? În momentul în care nu o să mai văd gunoi pe aici, o să fac și eu la fel. Zic, doamne, ok, de acord că mai sunt oameni care... Dar hai să înceapă schimbarea cu noi. Dacă eu aștept tot de la celălalt schimbarea, nu o să se întâmple niciodată, nicio schimbare. Mi-am întors spatele și dus, a fost cu gunoi în fața mea, acolo. Și am zis, doamne, vorbesc la pereți, vorbesc degeaba, pentru că omul nu are educație. De asta apreciez tot ce înseamnă proces educațional în toate instituțiile posibile, formale, non-formale sau de ce natură or fi. Pentru că un om educat este un om care știe să trăiască, să-și găsească echilibru, cum a spus, în toate. Și în relațiile interumane, dar în primul rând cu el însuși. Trebuie să fie onest cu el însuși. Ori dacă eu, nu mă interesează, arunc pe mormântul de lângă gunoiul, a să vină el să-l ducă. De ce să mă chinu eu? Corect. E o dovadă de, nici nu știu cum să o numesc, că nu e neapărat o... dorință de, sau lene, sau nu știu, e pur și simplu o răutate și un ego dus la extrem. Nu mă interesează decât lucrurile bine. Mele. Da. Da. Am ajuns vremuri, din păcate, aici o să deschid un pic cutia Pandorei, digitalizarea. Nu găsim Facebook, Instagram ne ajută să ținem legătura cu cei care nu sunt lângă noi, sunt plecați în străinătate și asta e un lucru bun. Uite, o salut pe Mariana Bodea, e în Spania. Cândva făceam sărbătorile împreună, distanța ne ține departe fizic, ne ajută Facebook-ul să ne întâlnim mai des și să ne vedem cum creștem. Creștem împreună. Dar, din păcate, tot în aceste rețele de socializare vedem acele mesaje pe care atunci când suntem supărați le luăm de bune. Citesc tot felul de mesaje în care doar eu contez. Am fost atât de bun atâția ani, astăzi m-am regăsit pe mine. Am făcut atâtea pentru prieteni, astăzi nu mai fac nimic. Adică mi se pare că trăim vremuri un pic grele din punctul ăsta de vedere, vremuri grele cu noi, dragii noștri, pentru că eu așa cred că vremurile, iertarea în primul rând trebuie să fie pentru noi, să învățăm să ne iertăm, pentru mine mi-a fost cel mai greu lucru, să înțeleg ce vrea să spune, iartă-te pe tine, primul rând, ca să-i poți ierta pe ceilalți. Nu știu dacă reușesc sau reușim de fiecare dată să ne uităm la ușa vecinului, prinși de viața cotidiană, de probleme, de aglomerația din magazine. Nu realizăm că pe strada noastră, pe scara noastră, prin vecini, printre colegi, oamenii pe lângă care trecem,
poate o vorbă bună, un zâmbet, îi bați în ușă și îi spui, nu trebuie să le dai nimic, trebuie doar să le bați în ușă și să-i întrebi, ce mai faceți? Credeți că asta, dacă am începe de aici, să spunem, de undeva, nu știu, să găsim o cale, să începem cumva să fim mai buni cu noi înșine, în momentul în care deschideți ușa vecinului și îl întrebați, ce mai faceți? Poate că are pensie, poate că se descurcă, poate nu are nevoie de nimic, are nevoie doar de o vorbă. Alinarea e pentru sufletul nostru, cred, zic, poate greșesc. Asta se cheamă fapta milei sufletești. Ne cheamă Hristos la faptele milei. Trupești, ajutorare, mă rog, chestiile sociale, dacă pot să le spun așa, dar și aceste fapte ale milei sufletești poate sunt mai importante cu adevărat. Îmi vine în minte un exemplu, poate nu-i cel mai bun. Când se construia spitalul, acum l-au terminat, spitalul din București, acela făcut pe fonduri exclusiv de la oameni și arată de îngheți și da. Am înțeles că și personalul este pe măsură. Mi-aduc aminte că la București a venit trupa Metallica în concert și când a aflat de acest proiect, atunci pe scenă au donat $200,000 din banii lor, așa, scurt. Și mi-aduc aminte de un alt gest pe care l-am văzut la aceeași trupă, considera sataniști, urâți ei, și așa mai departe, nu mai intru în detalii. Cred că într-un videoclip de mai de mult. Au făcut o milostenie unui om veteran de război sau ce-o fi în căruciorul cu rotile, dar mai mult decât atât s-au dus și au strâns mâna. Părerea mea că gestul de a strânge mâna, tu vedetă, să strângi mâna unui om de rând, contează mai mult decât bănuțul ăla pe care îl dai. Este cumva o mărturisire a faptului că îl consideri om. Ești egalul lui sau el este egalul tău. Și până la urmă aici ne aflăm în plin creștinism. Toți oamenii suntem chipul lui Dumnezeu. Nu este unul mai chipeș și altul mai nechipeș. Dumnezeu este prezent. Pecetea dumnezeiască o avem cu toții. În momentul în care ai considerație pentru orice om, practic ești într-o relație cu Dumnezeu și împlinești voia lui Dumnezeu. Să te duci să dai mâna cu un om, să-i spui o vorbă bună. Nu știu, demonstrează că îl consideri om și nu îl consideri pe o treaptă inferioară ție. Nu i-ai aruncat un leu la ușa bisericii, te-ai scăpat de el. Și făcându-i lui un bine, ți-ai făcut ție un bine, pentru că legea universului, a divinității, a creștinismului, da, să știți, Hristos o spune foarte clar. Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi vouă. E, noi suntem, apropo de cimitir, exact în paradigma inversată. Așteptăm să ni se facă, dar noi nu facem. Hristos o spune foarte clar. Ce voiți să vi se facă, faceți voi, începeți voi. Oamenii se bucură să vă vadă. Mulțumesc. Ioana Tatiana, bună dimineața, felicitări pentru invitat și pentru emisiune, mulțumesc. Doamne ajută, părinte, mă bucur să vă văd, Crăciun fiind fericit. Dumnezeu lucrează prin oameni, așa e, dragii mei, și eu sper să reușim împreună să lucrăm înspre binele acestei planete. Pare efemer, pare așa o misiune imposibilă. Am așteptat cu drag această zi de 20 decembrie pentru că am o rugăminte la voi. Poate o perpetuați și o duceți mai departe pe rețelele de socializare. Să ne adunăm în sfintele zile de sărbătoare care urmează, de Crăciun, nașterea Domnului. Să ridicăm ochii la cer pentru o secundă, o secundă, nu ne ia mai mult, și să trimitem un gând bun acelor oameni care trăiesc în momentul acesta în zone de război ale acestei planete. Am crezut că pacea e eternă, nu e, dragii mei, și ni s-a dovedit că 2023 se poate lupta cu arma reală în mână. Am crezut că suntem iertați de anumite neplăceri ale vieții, ne plângem de aglomerație. Există locuri și vorbim de Țara Sfântă, acolo unde oamenii nu aprind lumânarea, poate de frică că acea luminiță poate să le aducă sfârșitul.
Am o singură rugăminte, să ridicăm ochii la cer pentru o secundă și să spunem, Doamne ajută pentru acei oameni care duc cu adevărat greu și că știu că nu e pace pe pământ. Și să mulțumim lui Dumnezeu că în România, la noi acasă, e pace, e pace, dragii mei, aici la noi acasă. Mai avem foarte puțin din emisiune și știu că ați fi vrut să rămâneți 5 minute, mi-arată Rosi. Vreau să rămâneți, să rămânem mereu împreună și rămânem mereu împreună, pentru că chiar dacă ne luăm la revedere în acest sezon de iarnă, o să ne revedem în 8 ianuarie, tot aici, tot în direct, la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV, cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă vom fi sănătoși. Vreau să ne aducem aminte că ansamblu, să nu uităm, ansamblu Drăgan Munteanu, ansamblu Drăgan Muntean, în această seară merge la Sfânt Andrei, se colindă, la Tâmpa, în 22, în 23, la Sălașul de Sus, asta e casa cea frumoasă, un proiect de la, a Centrului de Cultură și Artă a județului Hunedoara, cu ajutorul și cu îndrumarea celor de la Consiliul Județean. Vreau să nu uităm că masa de Crăciun poate fi bogată, dragii mei, poate fi așa cum ne aducem aminte de la părinții noștri, de la bunicii noștri, pentru că dacă am ținut post sau n-am ținut post, mesele de Crăciun ale românilor arată într-un fel. O masă bogată de Crăciun poate fi așa cum ne-o pregătește Casa Țurcanu. Pe Bianca și pe Dani, dragii mei, găsiți în piața agroalimentară din Deva, acolo la Bunătăți din Hunedoara, și ei ne garantează gustul autentic românesc. Asta știu sigur, pentru că și ei consumă aceste produse. Le spunem sărbători binecuvântate, le mulțumim pentru tot ce au făcut pentru noi, îi așteptăm alături de noi și la anul cu mai multă putere, sănătate, forță. La mulți ani, Casa Țurcanu! Dragii mei, Brutăria Mercurian e alături de noi și în această dimineață. Și dacă vreți să gustați bunătățile de la Brutăria Mercurian din Urăștie, le găsiți în supermarketurile din Deva, Sebeș, Alba, lista e pe Gioagiu, văd acolo, tot cu... În videoclip găsiți locurile de unde puteți achiziționa aceste produse de la Brutăria Mercurian. Îi mulțumim Flaviei, mulțumim lui Neluțu, am emoții pentru că va trebui să-mi iau la revedere de la voi. Le mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi. Ei vă urează la mulți ani și noi le urăm la mulți ani și sărbători binecuvântate. Rămânem într-o arie un pic delicată, dar cu echilibru, dragii mei, dacă știm să ne găsim echilibru, sâmbătă seara, 23 decembrie, Magic Christmas, cei de la Reno Music ne deschid ușile și ne așteaptă cu brațele deschise, DJ Brooklyn, DJ Robbie, îi salutăm pe băieți, sunt sigură că muzica lor ne va purta pe aripile distracției pentru cei care aleg să iese sâmbătă seara în oraș. Sâmbătă 23 a 12 a Magic Christmas, sâmbătă 30 a 12 a, înainte de Revelion, cei de la Reno Music ne invită să ne luăm la revedere împreună, goodbye 2023, să ne luăm la revedere de la anul care se sfârșește, dragii mei. Iar sâmbătă 6 ianuarie 2024 spunem New Year, New Begins, adică un nou an, noi așteptări, noi începuturi. Împreună, dragii mei, vom putea să așteptăm 2024. Dacă avem prieteni, ne luăm gașca. Dacă nu avem prieteni, putem să batem la ușa Roxanei și a lui Alin la Renault Music, pentru că ne primesc cu brațele deschise. Până atunci, noi le urăm la mulți ani, le urăm un Crăciun binecuvântat și cu pace în suflet, cu echilibru, cu stimă de sine,
moderată, aș spune eu. Ce ați vrea să le transmiteți românilor, hunedorenilor, acum pe final de an, dar nu pe final de, nu știu, de post? Cum am putea întâmpina noi oamenii așa nașterea Domnului, că mai sunt câteva zile? Păi să știți că noi oamenii nu facem, dacă vrem să fim cu adevărat valabili, da, în fața lui Dumnezeu, nu facem decât ceea ce ne învață Dumnezeu. Cum au întâmpinat oamenii nașterea acum 2024 de ani, 23, iertați-mă? S-au deschis cerurile, coruri de îngeri cântau, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Astea sunt atitudinile creștinului pe care ar trebui să ne pliem cu toții. Îngerul a zis după aceea, vedeți, veți găsi un prunc, mergeți, dați de veste. Și păstorii și pe urmă toată lumea, așa știți, ca un fel de front de undă, n-au făcut altceva decât să vestească nașterea aceea pe care au primit-o de la îngeri. Cam așa ar trebui să facem și noi. În primul rând să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru că suntem, pentru că existăm, pentru că suntem sănătoși, pentru tot ceea ce avem, pentru tot ceea ce ne dă. Mai apoi, pe pământ, între noi să avem două lucruri, pace și bunăvoire. Asta implică și scăderea stimei de sine și multe. Deci slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, prima datorie, iar între noi pe pământ, pace și bunăvoire. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc din suflet pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Eu pot doar să spun că mi-aș dori ca în 2024 să ne vedem mai des. E greu la matinal, că e o oră nu tocmai plăcută, dar eu vă aștept de fiecare dată cu brațele deschise. Va fi un an greu pentru mulți dintre noi și poate ne ajutați să ne găsim echilibru. Să dea Dumnezeu, să ne ajute pe toți. Dragii mei, mâine dimineață ne vedem de la 6:30, pentru că e o ediție specială. O ediție specială pe care eu mi-am dorit-o de mult. Și eu și Rosi. Alături de noi, la Dale Dimineții, aici la Gura Sobei, vor fi doi oameni minunați. Două generații de oameni care au reușit să pună România pe harta lumii. Au reușit să pună județul Hunedoara pe harta lumii. Alături de noi, aici la Dale Dimineții, vor veni Jenel și Pera Bulz. O familie care și-a dedicat viața, timpul liber, stima de sine. Oameni care n-au plecat, deși au putut să plece și să rămână în străinătate, dar au rămas aici, acasă, și duc mai departe, cu tărie, cu dăruire, ceea ce am primit de la străbunii noștri. Rămâneți mâine dimineață alături de noi de la 6:30 să stăm de povești cu un tezaur real, un tezaur uman viu, Pera Bulz. Până în 8 ianuarie, eu îmi iau la revedere cu lacrimi în ochi, o să-mi fie dor de voi, dragii mei, o să-mi lipsiți și voi și toată echipa de la Hunedoara 1 TV. Rosi, Alin, Bianca, Andra, Petronela, Nicol și, nu în ultimul rând, cea care e alături de noi în fiecare zi și datorită ei noi putem emite, Corina. Corina care ne susține și e stâlpul nostru. Tuturor eu le doresc din suflet un Crăciun liniștit, un Crăciun binecuvântat, cu pace, cu pace în suflet. Să ne dea Dumnezeu pace și sănătate, să ne putem găsi liniștea, să vedem luminița dăruită de steaua care a luminat nașterea pruncului. Până în 2024, eu vă doresc să vă găsiți, nu știu, liniștea sufletească. Eu atât pot să vă rog și pot să vă rog să nu uitați, să iubiți. Și nu doar să iubiți, să dăruiți din iubirea voastră celui de lângă voi, oricine ar fi acela. Dați ziua bună! Până în 2024, eu vă spun la mulți ani și vă iubesc!